Salutări, salutări, Ștefan sunt! Gogo sunt! Bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei de Vapa. Sunt super fericit! În episodul de astăzi discutăm despre ceva de la Vaptio. Nu. Da. Leno! 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 Te rog frumos, povestește-mi despre Leno. Păi, fii atent, da. M-am întâlnit cu chinezul ăsta de la Vaptio. Așa. Și am făcut știu ce fac toți. Hai la Mec. Hai în centru vechi. Da, ce să-i zic la om, știi? Și am ajuns la centru vechi și ce era să mergem? Zice, a, locuri, știi, pe aici. Și am zis, da, mergem la Old City, la club. Aha. Că na, eu atâta știu. Da, corect. Și am mers acolo, am stat acolo, am băut puțin de niște rom de niște aia, înainte de corona, știi, până ianuarie atunci. Și am băut, am dat cu niște rom, cu niște cola, cu noi, la un moment dat s-a mătorit. Pa, și ce să facem? Hai să plecăm. Era vreo 12:30 așa ceasul. Și el că luăm taxiul, zic, luăm taxiul. Fiate că aici s-a învățat șmecheria. Mergem și luăm Uber-ul, dar nu de aici, că ne bat taximetriști. Și mă rog, am plecat de acolo și cam aia a fost toată asta cu Vaptio. Așa că ne-a trimis la reveu, a? Da. Îți foarte mulțumesc. Spune despre Leno. Păi ce să zic, e un mod negru, într-o cutie mică, ieftin, $25 pe Amazon. 0,7 ohm rezistența, capacitate 2 ml, 900 de mAh, integrată, face 25W și 90Dx garantii. Mofă, micro USB, rezistență care seamănă cu Nautilus, dar nu e de Nautilus. Da, nu e. Nu e de Nautilus. El că nu e de Nautilus. Nu, nu. Nu. Și cam atât. Cum, cum merge? Uh-huh. Butonul e un pic enervant. Oh, e un pic enervant, ia. O finisajul frumos, un negru mat interesant. Da. Observ aici. Da, butonul puțin enervat, dar măcar merge tot, în toată asta de aici, să apasă oriunde. Atomizorul... Bine că ai confirmat. Atomizorul, un fel de GSR de 16,5 mm, care merge cu rezistența de Nautilus, încărcare pe sus. Da, nu le-aș desface. Da, dar are. Păstrag? Ai aerul un pic deschis. Da, am înțeles. Da? Face 25 de bați. Face 25 de bați, rezistență de Nautilus de tras direct în piept sunt. Da, 0,7 mesh. Da, alea să vă luați. Uh-huh. Cu ăsta și merge perfect. Pentru dacă... 5 minute cât merge cu 0,7. Că să aduce bateria instant. Cum e vorba aia, a mers extraordinar până a făcut. Ce mergea motorul meu în doi timpi. Fugea de rupea pământul până făcea. Scuipa, da. Segmenții pe tot. Altfel așa un istic Amnis, un ca... Sigur, sigur. Ca light. Minune. Un produs degeaba. Dacă este degeaba. Un milion și la acum am văzut pe Amazon Germania 25 de euro. Degeaba. E scump 25 de euro. Da? Da. E scump. Foarte scump. 70 de lei? Așa mai închide acasă. Da, nu îl vinde nimeni cu 70 de lei. Nu. Ce dracu? Păi 10 euro înseamnă 50 de lei. În principiu. Oh, nu, ce scump e. Am o fane, mă. Păi eu este... Băi, prețul lui, 200, 25, 30, 40, 50 de lei în Germania. Oh. Da, frate, e scump. Da, nici nu-mi place cum arată. Bă, nici nu-mi place forma asta, serios. Am înțeles, nu este tub, dar e tub, dar nu e tub. Și butonul ăla, bă, mi-e greu să-l apăs. Îți trebuie degete finuțe să-l apeși cumva, nu știu. Da, care e cocoșica asta mică. Și aerul e în pampas. Aerul. A zis, l-a întrebat aia de acolo, Billy, hello my friend, you went to Romania, how much air? And he said, yes. Nu, asta merge, deci dacă întâmplător dați de o, peste o jucărie de asta, asta funcționează doar cu rezistența Nautilus Mesh 07 de tras direct în piept și cu aerul deschis la maxim, ba mai mult, poți să faci treaba asta aici și să-l scoți de tot. Cred că e chiar mai indicat. Scoți aerul? Ia vezi. Bă, ești nebun. Deci te bănuiesc ăsta, păi, da. Făbucșă. Dar puțin... Rezistența chiar e mergi de 0,7. Ah, ok. Ar fi mers puțin mai aerat. Sau puteți să încercați o rezistență de 1,8 să vedeți dacă ea în sine e destul de restrictivă. Da. Da. E și nu e. Aerul ăsta... Da, tot. Știi? Ăsta cu aerul închis de tot. E cam aerat pentru mine pe metele. Da? Da, nu, da. Nu mai zic. Și dacă tot am făcut acest episod cu Vaptio scurt, putem să mai prezentăm în același episod încă unul, măcar să fie două. Nu, dar putem să facem următorul lucru. Da. Putem să le spunem că dacă sunt băieți cu minți și fete cu minte, da,
Și ne scriu în secțiunea de comentarii. Da. De ce părere au ei despre Vaptio ăsta micu. Da. Îl trimitem pe curier la un ferice câștigătaurus. Oh, da. Da. Dar cu o condiție. Care? Să dea like pe Instagram. Să dea și voi like pe Instagram, da, și un, da, comentariu pe YouTube ca să, exact, putem extrage, că așa e frumos. A, și comentariu fără like la clip e degeaba, știi cum e? E ca cerba fără sare sau fără borș. Da, da, și fără spântână. Exact, ca femeia fără... mașină. Spirit de viață. Permis. Da. Da. Asta a fost jucăria Lenovo, a luat nimeni, a? Lenovo. Leno. 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 Crescova... Nova. Crescova. Sper să nu. Sper să Nova. Sper să Nova, pentru că aveți chestii interesante, da, de luat. Și pentru că ăsta este foarte mișto, îți zic că nu-i fac close-up, dar caut tu poze pe net. Da, normal. Da, deci da, da. Deci primul să-mi trimită. Să-ți trimită poze frumoase. Da. Și mergem și ne vedem la următorul clip. Cam ăsta a fost Leno, mulțumim frumos pentru atenție. Eu am fost Fane. Eu am fost domnul Gogo și voi ați fost la Academia de Vapa. Hashtag surprisă. Vă pupăm sopresa. Pa! Pa.